Am avut într-adevăr o viață foarte frumoasă pe care mama și tata n-a avut, așa că eu retrăit cu noi clipele de copilărie și n-am să uit niciodată cât de prezent a fost tata în viața noastră de familie. Când s-a putut, uneori nu se putea, noi trebuia să mâncăm toți patru la masă. Era ca o mică oficiere a vieții de familie. Pentru copii, pentru Mițura și Baruțu, mărțișorul a însemnat tărâmul miraculos în care și-au înfipt rădăcinile și din seva căruia și-au tras forță pentru mai târziu. A însemnat singura certitudine a existenței. Am trei păpuși pe patul mare din dormitor, care îi plăceau mamii foarte mult. Mama n-a avut niciodată nicio păpușe și păpușile astea ea s-a jucat cu ele. Eu m-am jucat mai puțin cu păpușile, dar mama s-a jucat cu ele. Zile, ursul a mâncat toată dulceața de zmeură și chitră, caisele verzi, nucile, șerbetul. Așa s-a făcut că am trimis hoțul în pod ca să-l pedepsim și să curățăm dulciurile copiilor. Însă el fură și acum, vine din pod. Noi nu l-am întâlnit niciodată pe scară. Se ferește de noi. Însă copiii l-au văzut de mai multe ori cum vine, cum deschide dulapul, cum desface borcanele și cutiile, cum le găsește și cum fuge îndărăt. Nici o jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe. În acest tărâm al inocenței, Arghezi a păstrat pentru sine sihăstria nopților de trudnică potrivirea cuvintelor.